mulțumesc că ești alături de noi. Are o poveste interesantă de reușită carieră, poate mai altfel decât în mod normal. Da, mai altfel. Și de-aia cred că povestea doamnei poate să ne spună o altă poveste despre viață și despre reușită în carieră. La fel, întrebați-o la final, că sigur vă răspunde care reprimă pentru orice problema asta. Da, bună seara, în primul rând. Nu mai fac introducerea de la început, în sensul că a spus domnul profesor cam tot, în genere, ceea ce privește prezentarea. Bine spunea, e un fel de altă poveste, în sensul că am 45 de ani și am început să muncesc de la 18 ani. Și am prins două etape, ca să zic așa. Adică era ceaușistă, da? Care am muncit și acolo vreo... n-am apucat foarte mult, 2 ani, dar să știți că mi-a fost de ajuns. Și partea asta de după Revoluție, cum îi spunem noi, unde au început să curgă noutățile și democrație. Am terminat liceul la Tudor Vladimirescu, secția matematică, fizică și așa am cu specializare prelucător prin așchiere. Mă rog, asta era. Am luat totul în ceea ce privește cartea, am învățat-o, așa, un pic mai... Am învățat doar ce mi-a plăcut mie, adică matematică. Când a fost să-mi aleg meseria, bineînțeles că nu am știut să aleg. Chiar la o întrebare undeva, citise undeva și îmi spunea, zice, cum v-ați ales carieră? Ei, eu nu mi-am ales eu carieră. Ea m-a ales pe mine. Și pe parcurs mi-am dat seama că, de fapt, ea m-a ales bine și că și mie îmi place, cu alte cuvinte. O să vă explic de ce. Am învățat bine și din plăcere doar la matematică. Când am fost să dau la facultate, toate pânzele au fost îndreptate spre ISEI, se spune atunci, Institutul de Științe Economice de la Craiova, pentru că era aproape de Târgu Jiu. La București nu se putea, la Academie, bine, nici gând să fi intrat, dar vreau să vă zic. Pentru că era prea departe și era fată. Înțelegeți? Deci asta vreau să scot în relief, că dumneavoastră, cu alte cuvinte, în paranteză, ar trebui să fiți recunoscători, fiindcă sunt convinsă că părinții dumneavoastră gândesc cu totul și cu totul altfel în ziua de astăzi, față de cum gândeau generația părinții noștri, generației mele. Bun. N-am luat la facultate. Pentru că nu mi-a plăcut economia politică. Pentru că atunci economia politică era o gogoașă foarte umflată și foarte neadevărată și era foarte greu să înveți să tocești. Ori eu eram un om al științelor fixe. Greu cu toate cele. Doamna Lucia poate să confirme, chiar și doamna directoare de deloc poate să confirme ce însemna acea economie politică. N-are nicio legătură cu ceea ce faceți dumneavoastră astăzi. Ceea ce faceți astăzi la facultate, în facultățile de profil, este ceva foarte logic. Are logică de la cap la coadă. Ceea ce ni se cerea nouă pe timpurile alea să învățăm, n-avea nicio logică. Înțelegeți? Nicio logică. Bineînțeles, n-am intrat la facultate. Ne intrăm la facultate, ce să facem? Părinții s-au supărat un pic, eu m-am ambiționat și am zis, mă angajez. Și pe data de 29 august, în 88, m-am angajat la IRUM. Era întreprinderea de utilaj minier, reparații utilaj minier de peste pod. Acum este, nu știu ce este pe acolo, este ceva privat, nu știu, nu mai e nimic. Ba da, e autogara care pleacă în străinătate. Autogara de vest. Așa, de vest. Corect. Ei, nu știam ce e cu mine pe acolo. Am devenit un... Aveam 18 ani, eram rabotor.
rectificator, strungar, Doamne! Aveam o codiță pe aici, eram și eu, na, tinerică, cu păsărici, cum se zice, așa, o tunsoare din aia, niște se uitau oamenii, erau oameni în vârstă pe acolo, oameni care munceau, oameni care știau să muncească, eu nici să vreau să și fi vrut să, dar chiar am vrut să muncesc. Eram foarte, cum să vă zic, eram foarte cu minte, mă duceam la program, n-am întârziat un minut, aveam salopetă pe mine, eram, dar ce să fac? Cum să, ce să muncesc eu acolo? Adică, la un moment dat a intervenit rușinea, pentru că bani luam. Acel atelier era, se muncea atunci în acord global, așa-i spunea. Toată lumea muncea, toată lumea lua bani. Dar eu ce să muncesc? Adică, mi-era rușine, erau oameni în vârstă. 45, 50, 55 de ani. Munceau ăia pe rupte. Am încercat să fac curățenie, să le dau la mână, să spăl cu motorină, cu oalea, cu lavete, să îi ajut și eu cumva într-un fel. Faptul că mi-a fost rușine să-ți dau degeaba, mi-era rușine de ei pur și simplu, de la acea încercare de a mă face utilă cumva prin lucruri mărunte de tot pentru ei, adică nu e că ajutam cu ceva pe oamenii ăia, dar totuși în timp am dobândit ceva îndeletniciri. Adică și mi-au dat până la coadă să fac câte ceva. Am ajuns să lucrez pe mașina de rectificat, am ajuns să lucrez pe raboteză, am ajuns să lucrez pe berbec. Părinții voștri știu sigur, sunt unii dintre ei care știu ce înseamnă asta. Poate că aveți și voi idee cât de cât ați fi auzit. Dar cu toate astea, credeți-mă, eram fată. Intrase mirosul de motorină, pur și simplu, în păr, în piele. Nu era ca acum. Șampoane, dragi, din astea, de baie, tot felul de spume și în ce ne... Da? Ce avem acum la dispoziție. Era un amărât de dero. Și apa caldă se dădea 4 ore pe zi, din două zile. Și umpleam cada cu apă caldă și făceam spumă cu dero ăla și stăteam acolo câte 2 ore să iese mirosul ăla din... Nu e așa. Total. Voi știți foarte bine ce vorbesc acum. Vă duceți la întâlnire, aveți iubiți, aveți iubite. E cam nașpa să miroase a cărbune sau a motorină, nu? Și atunci am avut de clicul. Da, corect. Atunci am avut de clicul și am zis așa, nu se poate, deci eu trebuie să scap de aici. Nu se poate să rămân aici. N-am cum să rămân aici. A venit revoluția, s-au schimbat un pic lucrurile în 96. Nu se poate să rămân, nu se poate să rămân, dar au trecut 8 ani. Bine, între timp am evoluat. Adică devenisem un fel de copil cu mapa. Adică nu mai mă ocupam de așa, oamenii au văzut că merge puțin mintea și că așa, și mă ocupam de acele acte care se făceau. Se mergea la normator, normatorul norma orele, acolo era vorba despre niște reparații de utilaj minier, care se făceau reparații capitale, mă rog, și toți banii se plăteau conform unor acte, unor devize. Ei, eu ajunsesem să întocmesc acele avize, tot în salopetă umblam, dar nu mai miroseam motorină. Bun, mi-a dat toată silința să învăț lucrurile astea, ca să pot să ies din asta. Acum, a venit revoluția, lucrurile au început să se schimbe, a început să ia amploare domeniul privat. În anul 96, într-o zi, nu mai țin minte, oricum de primăvară, m-am întâlnit cu, pe aleea blocului, eram vecin de cartier, pe alee cu actualul meu patron. Am 18 ani în această firmă, în Infomanu. Ea a fost înființată în 93, eu m-am angajat în 96. Dumnealui mă cunoștea, lucrase și dumnealui la IRUM, era șeful centrului de calcul, eu implicându-mă cu acele devize care v-am zis și așa și umblând cu ele din 7000 de birouri fiecare lună și așa, devenisem un pic cunoscut așa. Mă cunoștea și m-a oprit și m-a întrebat
Cum mai merge pe la Irum? Ei, cum să meargă, zic, tot așa cum știți, începuseră primul val de restructurări, le-au dat ordonanțele alea, ceva de genul ăla, se cred că cam rău, cam prost, nu știu ce, zice, vrei să vii la noi? La mine? Am nevoie de un vânzător. Bineînțeles, adică era vorba despre un magazin, era vorba despre un loc de muncă curat, era vorba despre un loc de muncă unde iarna era cald. Și vara era bine. Adică nici cald, dar nici... Bun. Așa am început. M-am dus. Apropo, am văzut că sunteți foarte interesați și este bine și că puneți întrebare. Interviului. Pe timpul ăla nu se știa. Nu se punea așa accent. Lumea nu era atât de informată cum este acum. Nu am întrebat ce salariu mi se oferă. Eu plecam de la 250.000, așa erau banii atunci, 250.000 pe lună. Dumnealui singur mi-a spus că este vorba de 500.000. Deci mie mi se dubla salariul, pur și simplu. Și scăpam de acea corvoadă de trezire la ora 6, de mers iarna peste podul Jiului, unde zbura capul câteodată, de vânt și de curent și așa, și așa mai departe. Am început, deci i-am dat răspunsul pe loc, da? De când vin? De luni? Se poate? Sigur că da, se poate. Și uite, așa am devenit vânzător la Infoman. Habar nu aveam. Nu știam nimic. Mulți dintre noastre, mai ales băieți, cred că ați prins, fiind mai tinerei, mai adolescenți, mai așa, radio, casetofoanele la mașini, auto, da? Și era expresia la clienți cu patru ieșiri. Și după vreo trei zile de serviciu, intră un domn și mă întreabă, radio, casetofoane, auto aveți? Și eu zic, da. Zice, cu două sau cu patru ieșiri? Și eu am stat așa, m-am zis că ăsta cred că e nebun. Ieșiri pe ce? Pe ușă? Pe ce? Stai așa, că nu e așa. Deci nu te poți duce la un loc de muncă să... Nu știu cum, adică să fii compatibil, ca să zic așa, și pur și simplu să te duci și să rămâi așa cum ești. Adică, nu știu nimic, a venit, rămâne așa, trece luna, iau banul, nu se poate. Bineînțeles că m-am pus la punct, am început să mă pun la punct imediat. Am luat fiecare produs în parte, de la ce era acolo, de la tot ce însemna auto, tot ce însemna electrocasnice mici, tot ce se vindea, mufe și peste mufe și cu antenele parabolice, cum era acum, ca acum cu RDS-ul, RCS-ul și ce-o mai fi și așa. În trei luni de zile n-a fost produs despre care să nu știu pe de rost ce face și cum face și la ce este util. Nu vă spun asta ca să mă laud. Nu am dat niciodată la o parte din a face pe femeia de servici la locul de muncă. Sincer vă spun. De-abia aici spun că cariera m-a găsit pe mine, de fapt, adică meseria m-a găsit pe mine, iar eu am început să-mi dau seama că, de fapt, îmi place chestia asta. Și de ce îmi plăcea? Și asta vă și recomand. Nu vă orientați spre comerț și nu vă orientați spre turism dacă nu vă plac oamenii. E foarte important. Dacă nu vă place să comunicați cu oamenii, dacă nu vă plac oamenii, în genere, oamenii, să vă placă oamenii, nu știu cât de mult veți reuși. Sincer vă spun. Deci trebuie să vă placă oamenii. În domeniile astea. Bun. Am fost urmărită de către patron, fără să știu și fără să-mi dau seama, timp de un an de zile, după care m-am pus șef de magazin, dintr-o dată.
Eu eram ultima angajată. Aveam colegi cu 4 ani mai vechi decât mine, acolo, care știau mai multe decât mine sau știuse mai multe decât mine. La momentul ăla știam exact că știu și ei. Pentru că n-a rămas unul fără să-l, ca să zic așa, în ghilimele, să-l șantajez în sensul spune-mi tot ce știi și arată-mi tot ce știi. Mi-am dorit foarte tare. Am rămas setată din momentul în care mi-am dorit să scap de acea motorină. Deci pe mine asta aia a fost motivația mea. Și mi-am dorit foarte tare să scap de acolo. Și se pare că după aceea am rămas setată așa. Și eu vroiam și mai mult, și vroiam și mai mult. Și vroiam mai mult în sensul și al banilor. Bineînțeles că toate lucrurile astea și toate astea se vedeau în vânzări. Ori patronul urmărea treaba asta. Atunci ne treceam vânzările pe foaie de sarcină. Și se vedea după scris. Ne cunoștea scrisul. Eram 4 vânzători. Noi eram câți am acum? 48 de oameni în subordine. Până și eu îi mai cunosc după scris. Dar atunci, că era vorba de 4 oameni. Și ne cunoșteam după scris. Și aveam vânzările cele mai mari. Cele mai voluminoase. Și produsele cele mai scumpe. Da? Dar asta m-a motivat. Acum, am început să evoluez. Lucrurile au evoluat și din alt punct de vedere. Societatea a evoluat, informația a evoluat, breasla a evoluat foarte repede. La un moment dat s-a pus problema, s-a schimbat legislația și a intervenit chestia asta o anumită cotă de salarizare trebuia să corespundă unei anumite funcții, da? Eu aveam un salariu corespunzător funcției de director, dar eram șef de magazin. Ce îmi trebuia ca să pot să fiu încadrată pe funcția de director? Studii superioare. Studii superioare de unde? Nu e? Bun, trebuie să le faci. Ok. Asta a fost un motiv pentru care m-am înscris la facultate. Unde credeți? Exact. Bun. Asta a fost un motiv pentru faptul că nu mă puteam încadra pentru salariul respectiv. Și al doilea motiv, vă spun sincer, am simțit nevoia la un moment dat, erau niște lucruri care mă depășeau. Adică, maniera, de exemplu, tehnica de comunicare în negocieri, deja eram achizitor de acum. Deci aveam furnizori în portofoliu, discutam cu ei, puneam bazele contractelor, puneam bazele până la coadă unei colaborări pe un an de zile. Se făceau forecast-uri. Unde credeți că se făceau forecast-urile? La fabrici. La fabricile pur și simplu fabricile de afară. Stăteai de vorbă la un alt nivel. Trebuia să comunici la un alt nivel. Ca să ți se acorde, trebuia să știi să ceri. Erau niște termeni. Erau niște tehnici pe care, sincer, vreau să fiu, mi-am dat seama că la un moment dat mă depășesc, nu mă pricep, mă pricep palpabil, cum s-ar spune, nu știu să expun la nivelul la care se cerea. Adică, mai pe românește, eram sansar de electrocasnice, dar nu la nivelul la care se cerea. Și atunci am zis, neapărat trebuie să fac facultate. Eu am văzut eu am prins cu 5 ani, am fost ultima generație, dacă nu mă înșel eu, cu 5 ani. Și exact cum se întâmplă cu cei de la drept. Adică un judecător, un procuror consider că la fel și un economist nu trebuie să știe totul pe din afară. Nu-i cere nimeni. Dar trebuie să știe unde să caute. Și la un moment dat trebuie să știe să se orienteze. Apropo, din domeniul privat vă spun, cei care
vă pregătiți și veți lucra în domeniul ăsta și veți fi economiști, am o rugăminte la dumneavoastră. Fiți într-adevăr economiști. Nu vă opriți la funcția de contabil. Privatul are nevoie de economist. Privatul are nevoie administratorii de regulă. Să știți că nu toți la rândul lor sunt economiști de meserie. Ei au cu totul și cu totul alte pregătiri. Numai că au calități antreprenoriale și atunci, bineînțeles, că și-au, mă rog, făcut anumite afaceri în anumite domenii. Ei se pricep pur și simplu în breasla lor. Dar partea asta economico-financiară trebuie să o înțelegeți și vă rog să o înțelegeți exact așa cum trebuie înțeleasă. Dumneavoastră, economistul, trebuie să mergeți la angajator, la un moment dat, după aceea depășește, la administrator sau la director general sau mă rog, factorul de decizie cel mai de sus și să-l trageți de mânică. Adică trebuie spus omului aluia, domnule, ai mai multe posibilități, da? Uite, dacă faci așa, opția asta, dacă faci invers, opția asta și așa mai departe. Ceea ce eu, cel puțin eu, asta am simțit. Eu n-am avut parte de economiști în firmă. Eu am parte doar de contabili. Sunt buni și dumnealor, nu zic nimic. Mă înțelegeți? Dar aș fi avut nevoie la un moment dat. Eu sunt comerciant. Nu mă pricep foarte bine să transpun în economie financiară. Eu sunt cea care fac afacerea. Nu știu să o și transpun foarte bine de fiecare dată. Conform legilor. Nu știu care sunt cele mai bune legi. Nu știu care sunt cele mai bune căi. Din câte am înțeles eu, toate legile, ele sunt făcute cumva, unii sar peste, alții dau în ele și alții merg pe sub. Da? Mă rog, da. Noi nu le cunoaștem. Deci, aia care jonglează sunt economiști. Marea majoritate a administratorilor, marea majoritate a oamenilor de comerț, cum sunt eu, pe parte comercială, pur și simplu, achiziționez și vând. Da? Eu obțin un profit. De foarte multe ori mi s-a întâmplat ca acest profit pe care eu normal l-am negociat și trebuia să-l am clar pe hârtie, din cauza unei contări, nu știu cum exprim bine doamna Lucia, contări mai defectuoase, ca să zic așa, nu mi s-a reflectat. Ori hârtia aia trebuia să-mi reflecteze acel profit obținut de mine, pentru că banii mei, retribuția mea numerară, depindea de acel profit net obținut. Și datorită unui contabil care el n-a știut decât așa, da? Și n-a știut și așa, nu s-a văzut. Doamne, dar să știți că asta trebuie să facă contabil. Fie așa, să fie așa. Dacă e așa, discrați rău. Nu știu să dați nimeni, dacă e așa contabil. Contabil. Nu mă refeream la asta. Nu mă refeream la asta. Ați înțeles foarte bine la ce mă refer. Nu mă refeream la asta. Cam asta pot eu să vă spun despre cariera mea. Am, din momentul acela am început să cresc și să mă afirm, dar mi-am dorit asta foarte mult. Să nu uit. În timpul facultății, 5 ani de zile, nu am făcut la idee. Aveam servicii, aveam o funcție, nu mi-am putut permite să fac o facultate la zi. Dar vreau să vă spun un lucru. Dădeam examenele oarecare, adică am citit și am învățat. Pentru că mi era rușine, pe de o parte, iar pe de altă parte am regăsit foarte multe lucruri din practică. Eu am început cu mai invers, eu am început cu practica. După aceea le-am regăsit în teorie. Mi-era drag, citeam cu multă pasiune și cu, mă antrena
să fac asociere. Deci asta m-a antrenat foarte tare, să fac asocierea din practică și găseam în teorie. Prima notă la examenul doamnei Lucia, să știți că a fost 7. Nu știu, eu mă laud cu asta, sincer. Eu mă laud pentru că știți de ce? Eu eram comerciant, nu eram contabil. Dar am învățat niște lucruri și să știți că am știut după aceea să-mi controlez niște lucruri la firmă. M-am dus și când am pus întrebarea la contabil, am știut cum să o pun și contabilul nu m-a mai păcălit. Fiindcă m-am dus și am arătat, nu e adevărat, scrie în carte. Și ce este în carte, să aplică nimic la 10%. E bun merit. Nu știu. Eu vă spun, bineînțeles, asta nu e o regulă. Nu sunt în asta 100%. Să spun că sunt și cazuri. Și ceea ce nu mi-a plăcut în facultate, că trebuie să o spun și pe asta, nu mi-a plăcut faptul că am avut colegi de 18 ani, de 19 ani, de, mă rog, care se înscrisese acolo, 18-19, nu știu cât aveau. Și vă spun sincer că, nu știu domnul profesor când vedeau, dar eu cred că vedeau și știu și când și a atins puțin și doamna Gădăle o chestiune asta. Aveam colegi care nu aveau servici, nu aveau nimic, erau preținuți acasă de mami și de tati, ei plăteau gazul, ei plăteau lumina, nu aveau nimic de făcut copiii aia, decât să învețe. Și veneau la examen, repede, repede, și ziceau, la ce avem examen astăzi? La contabilitate. Cu cine? Cu doamna Lucia Valeu. Oh, mă rog, nu știu cine. Dați-mi și mie o foaie, în partea cealaltă. Îmi dădea o foaie. Aveți ceva de scris? Dați-mi și mie ceva de scris. Să poate așa ceva. Și după aceea, bineînțeles că pica. A, da, frate, că da, picai, da, frate, dar nici nu puteai să copiezi, dar nici nu știu ce, dar nici nu știu cum. Nu știu, mie mi s-a părut, sincer vă spun, sfatul meu, recomandarea este, nu luați lucrurile așa. Nu luați lucrurile. Este foarte important, credeți-mă. Pentru dumneavoastră acum, pentru formarea dumneavoastră, pentru cei ce veți fi mâine sau poi mâine, este foarte important să nu treacă nici măcar o zi, fără să puneți un plus valoare, cât de mic este el apoi. Dar puneți. E foarte important. Nu știu ce aș mai putea să vă mai spun despre mine. Eu cred că închei povestea, că în afară de cariera asta, am și vorbeam, chiar zilele trecute vorbeam cu patronul și spuneam, domnul Gugea, dacă mai trăiesc până în 2016, împlinesc 20 de ani în firma asta, doamne, mie mi se pare prea mult. De ce prea mult? Bine. Păi nu, stai. Păi nu, de asta am și spus chestia asta, ca să-i aduc aminte și să se pregătească puțin, pentru că n-o să tac. Adică n-o să vin în, așa, în continuare la servici în același fel, dar seama că o să mă duc cu ceva pretenții. Da? Bun. Mă rog, dacă lucrurile merg cum au început, dacă se schimbă puțin și se reorganizează activitatea și începem să avem din nou un anumit profit care să ne permită chestia asta, o să facem și chefuri. Am făcut, să știți, până într-o 4-5 ani de zile. Fiecare an făceam chefuri de sfârșit, dar nu se mai poate. Lucrurile merg așa cum merg. Dar eu văd că, nu știu, am început să sper din nou că lucrurile se vor îndrepta.